oameni faini și voie bună să petrecem împreună alături de Giulia și Amalia numai la Someș TV. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, dragă Bine Giulia. Bine te-am regăsit. Bine ai venit la noi acasă, aici, la Someș TV. Într-un nou decor. Într-un nou decor, da, suntem într-un decor mai primitor și ia uitați-vă ce imagine frumoasă generală. Deja telespectatorii pot vedea surprizele pe care astăzi le-am pregătit, așa cum v-am obișnuit în fiecare zi de duminică. Și nu numai cu decorul vrem să vă surprindem și să vă încântăm, ci cu... Una, două, trei, patru, cinci fete, faine. Care mai de care. Da, oameni faini și voie bună. Așa ne-am propus astăzi, cu oameni faini, să avem multă voie bună. Deci, tot cum a fost și săptămâna trecută, cântec, joc și voie bună, ne-am obișnuit deja să nu mai venim dimineața, ci să venim așa, pe la amiază. Sfânta zi de duminică, ce da. Poate fi mai frumos da. Decât și... să-ți petreci duminica alături de cei dragi în familie cu invitați de seamă. Da, cum am putea defini ziua de astăzi alături de asemenea invitate? Am putea să spunem așa, tinerețe, frumusețe, talent. Nu știu, suntem ca într-o șezătoare aici, fete una și una frumoase, care fiecare știe să facă ceva și o să aflăm astăzi, da? Da, eu zic să nu mai povestim da. Atât, hai așa noi între noi. Hai să nu mai lungim noi, că noi două ne tot povestim și nu terminăm. Exact, să intrăm în vorbă cu... Hai să luăm așa de la Georgiana da. Lovonț. Bună ziua, Georgiana, și îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Bine, dragile mele, bine v-am găsit, dragi telespectatori. În primul rând, dați-mi voie să vă felicit pentru acest minunat cadru. Este foarte frumos. Cred că și de acasă se vede. Ați modificat ceva, ați schimbat. Ați venit cu un pic de prospețime, adică mai multă prospețime și tinerețe. Da. Eu mă bucur că astăzi ați ales să ne aveți pe noi ca invitate și sper să vă simțiți bine. Da, o cu să siguranță, mai... Cu siguranță. Nici n-avem cum să ne simțim altfel în compania atâtor fete frumoase, că tot asta zic, și care cântă minunat. Hai să o primim așa cu mare drag și cu brațele deschise pe Carmen Ștețco. Bine ai venit la noi pentru prima dată la Someș TV. Bună ziua și bine v-am găsit și mă bucur să mă aflu alături de colegele mele. Vreau să vă felicit și eu pentru acest decor minunat, chiar dacă sunt pentru prima dată. Mă simt foarte bine și sper să fie o duminică așa pe placul tuturor. Și noi sperăm să vii din ce în ce mai des la noi în emisiune. Cu mare drag, oricând. De unde vine Carmen Ștețco așa repede? Să vin știe din Maramureșul istoric, din Borșa. Oh, da. Ce frumos! Deci iată, avem... Maramureșanca autentică. Da, avem ca de obicei invitați din mai multe zone. Da, o să mai povestim un pic cu Carmen după ce o să ne și cânte și spunem bun venit, Diana Lavinia Mariș. Bine ai revenit, de fapt. Bună ziua și bine v-am regăsit. Mă bucur să mă aflu astăzi aici alături de voi la emisiunea asta frumoasă. Am fost și la Faine Viața dimineața. Îmi place mult decorul vostru, am văzut când am intrat, vai ce schimbare frumoasă, se vede că e emisiune nouă, cadru nou. Păi așa se obișnuiește, nu? Da, foarte frumos, foarte frumos. Sper să vă încântăm cu cântecele noastre, atât eu cât și colegele noastre. Mulțumim! Mulțumim frumos, de fiecare dată ne-ați încântat. Ei, sunt convins. Exact, da, spune-te, rog. Hai, te las pe tine. Trecem la Iulia Bucur, dacă tot e așa foarte aproape de mine, am să prezint eu. Bine te-am găsit, Iulia. Bună ziua și bine v-am regăsit, dragile mele, mă bucur să fiu în noua voastră emisiune și mă bucur să fiu alături de așa colege frumoase și talentate și sper să avem o emisiune cât mai frumoasă astăzi, să îmbucurăm pe toți telespectatorii. Mulțumim că ai acceptat invitația. Cu drag. O să fie o șezătoare așa... Ca între fete, ca între fete, cum altfel. Care cred că poate să țină mult și bine. Nu știu dacă ne încadrăm în două ore de poveste. Nu prea cred. Bine ai venit, Andreea Ciupe, și mă bucur tare mult că ești alături de noi. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur tare mult să fiu alături de voi în casa nouă. Este foarte, foarte primitoare, după cum au zis și colegele mele. Sper să fie o emisiune așa pe sufletul nostru și al telespectatorilor. Și ce să zic, Doamne ajută, cât mai multe ediții frumoase. Mulțumim. Cel puțin la fel de frumoasă ca și aceasta. Da, da, corect, foarte frumos spus și cu toată modestia, da, care ne caracterizează.
Și trebuie să-i salutăm și pe jucăușii din Făget, că așa se cuvine. Da, cărora le-am cerut ajutorul și bineînțeles că i-au răspuns pozitiv. Mulțumim din suflet că sunteți alături de noi la șezătoare, pentru că la șezătoare se și joacă, nu? Da, și să-i mulțumim domnului Aurel Lucaciu, cel care se ocupă de acești tineri frumoși, talentați, și să-l facem oarecum să ne promită că ne va ajuta de fiecare dată când îi vom cere sprijinul, ajutorul. Bună ziua, bine v-am găsit. Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră într-o emisiune atât de minunată. Mulțumim. Numele meu este Cenan Mircea și ei sunt colegii mei de la Jucăușii din Făget, coordonator Aurel Lucaciu. De cât timp faci parte din acest grup? De un an jumate fac parte din acest ansamblu. Ansamblu, bine. Putem să și să întrebăm cam ce vârste sunt în acest ansamblu, între, ca să nu... Doar așa, informativ. Cel mai mic câți ani are? 16 ani. Așa, este și cel mai mare? Și cel mai mare, domnul Aurel Lucaciu. Am înțeles. Care are o vârstă frumoasă. Da, am înțeles. Bine. Bună seara, bună ziua, mă numesc Carvaș Alexandru. E bine că ai zis și bună seara și bună ziua, pentru că ziua și seara. Da, va fi și în reluare emisiunea de la ora 20, deci e în regulă. Da. Să ții mai aproape microfonul, să te audă toată lumea, cum te numești și câți ani ai. Carvaș Alexandru, am 21 de ani, fac parte din acest grup de un an jumate, de la înființare, domnul instructor. Și nu ești însurat, așa-i? Momentan nu. N-am bine. Bun, hai să trecem mai departe. Dar este îndrăgostit. Ești îndrăgostit? Se vede tare. Da. Și se simte. Hai să vedem. Cum te numești? Bună, sunt Tămășiu Vlad și... Și ai 16 ani, da? Da, 16. Am înțeles. Și tu de cât timp faci parte din acest grup? E un an, nu chiar. Un an, bun. Hai să trecem și la fetele, cochetele. Bună seara, bună ziua. Mă numesc Angela Seveni și fac și eu parte din acest ansamblu de la înființare. Și câți ani ai? 18. Oh, mulți înainte. Bun, mulțumesc. Să trecem mai departe. Hai că nu mai întrebăm la fete vârsta. Da, de putem ce? Să întrebăm? Dacă vreți voi. Mă numesc Adela Stanciu și mă bucur să fiu în această zi alături de dumneavoastră. Bine, Adela, mulțumim din suflet. Bună ziua. Să te uiți la colegul nostru, să te vadă toți telespectatorii cât ești de frumoasă. Mulțumesc. Bună ziua, sunt Irina Cenan, fac parte din acest ansamblu de la înființare și astăzi mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră. De la înființare însemnând de când? De un an și jumătate. Un an și jumătate, mulți da. Înainte. Mulți ani înainte. Mulțumim. Vă dorim să aveți parte de mult succes și să participați mult și bine la emisiuni și alături de noi și alături de alte. Sperăm, cu mare drag venim aici la dumneavoastră. Bine. Păi eu zic să intrăm așa în poveste, să-l întrebăm pe fiecare dintre fete ce a mai făcut, pe unde a mai fost, spectacole. Georgiana, care mai e viața ta? Viața mea. Artistică, că nu ne băgăm în aia personală. Da, nici nu vreau să dezvolim multe. Că... Dar știi că suntem curioase și de aia personală, nu? Da, știu că așa suntem noi oamenii și ne suntem curioase de viața intimă a altor vedete. Eu bine fac, tot cânt, că asta îmi place să fac. Am avut evenimente, de curând am scos o nouă melodie pe care astăzi am să o cânt. La mulți ani, Paharul Sus se numește și vreau pe această cale să o dedic tuturor ormănenilor, pentru că bunicii mei din Orman sunt, mama mea de acolo vine, iar eu, bineînțeles, că am câteva rădăcini. Și știu că ormănenii mei dragi iubesc foarte mult această melodie și de astea, dragii mei, să știți că vă dedic astăzi special pentru dumneavoastră. Fain. O să ne cânti cam la a doua repriză de cântece, va fi acest La mulți ani, Paharul Sus, dar noi îi rugăm pe telespectatori să-și umple paharele, dacă știu eu, sunt la masa de duminică. De duminică în familie, puteți umple paharele și de ce nu, noi imediat o să începem să cântăm, să jucăm și merge cu un paharel de ceva. O sarmaluță, un par cu vin. De țuică, de... Da, o friptură. Fie ce-o fi, numai să fie. Prima dată le cânt vinunta și după mine, că acum, uite, deja au trecut postul Paștelui, ne-am apucat de nunți în forță și
Jinotașul după mine piese. Numai bine se potrivește, da. Exact, ambele piese au un mesaj așa care te duc direct cu gândul la nuntă, la petrecere, la voie bună. Da, îi salut pe toți mirii cărora le voi cânta în acest an. Le doresc să fie fericiți și să aibă casă de piatră, să trăiască împreună până la adânci bătrâneți. Doamne ajută, așa să fie. Ei, asta da urare și dacă tot ziceai de miri și de proaspăt miri, eu deja mă și uit în partea cealaltă, pentru că la miresucă. La o fostă miresucă, dacă pot să spun așa. E, păi acum de curând a fost, acum, de curând, da, în septembrie, în 27. Da, imediat am un an. Deja am mulți experiență. Ani înainte, deci vorbim de experiență, da? Încă nu vom avea un nepoțel. Încă nu, cum te las zicea? Pe tine. Uite că asta zice de fiecare dată. Trebuie să, da, faci tot ceva. Aștept după Amalia. Foarte bine, așa să. Eu zic spui. Să facem cumva să ne înțelegem și să facem deodată, să ne ducem copiii împreună în parc, vrei? Perfect, da. Și celelalte fete când se mărită? Ia. Acum, dacă tot veni vorba de nuntă, de mărită, de... Încă nu e momentul. Nu urmează. Încă nu. Încă nu e momentul. Prima ta e cariera. Cariera și pe urmă viața personală. Și școala? Și școala, bineînțeles. Carmen, despre tine nu știu, unde ești la școală? Sunt studentă în anul întâi la litere, specializarea limbi moderne aplicate. E o facultate foarte grea. Da. Cum și... te-ai hotărât așa de la cântec la LMA? E o diferență. E puțină diferență, dar pe lângă cântec, nu vreau nici să-l exclud, vreau să fac, să am și ceva meserie, ca să pot să lucrez. Da, să ai viitorul asigurat până la urmă. Și muzica este o pasiune pentru tine? Este o pasiune, dar... De cât timp? De cât timp? De la 7-8 ani, cam așa am început. E ceva. Da. Și de unde dragostea asta pentru cântec? Păi din familie o moștenesc, pentru că tatăl meu a făcut școala de muzică la Vioară și mai are încă doi frați care cântă la zongoră și din voce. Și bunica mea tot așa are ureche muzicală și cred că de acolo am moștenit. Pe tine nu te-a tentat să înveți să cânți la zongoră? Nu prea, sincer, nu. Da. La păi Vioară. Da, așa. Dacă ai glas, ce mai... Zongoră, ce mai Vioară, ce mai... Spune. Lasă, spune tot. Așa este. Da. Tu știi să cânți la un instrument, Ana? Acum, fiind la liceul de muzică, da, bine știu, da, eu, bine, da, am reținut. Am făcut vioară 4 ani. Iată! Dar este un instrument foarte greu, vreau să vă spun că cu greu. Am făcut și chitară 2 ani, pian încă mai fac pentru că este obligatoriul și îmi place. Până în clasa 10 trebuie să urmez cursul ăsta de pian. Acum ești clasa 10-a. Așa. De asta ziceam că tu ziceai de nuntă, stai să fie prima dată majoratul. Da. Păi nu-i nimic, că venim și la majorat, dacă vrei sărbătorim aici, alături de telespectatori. Păi cu siguranță să sărbătorim. Facem o petrecere mare. Normal, păi, trebuie sunteți să ne invitatele pregătim. Mele. Mulțumim. Suntem nașele mari. Păi e o mare sărbătoare pentru mine, pentru că, după cum vedeți, tot așa, tot cu mai mari și când mă duc toată lumea de nuntă, de facultate, de... Nimeni n-ar zice că ești clasa 10-a. Peste tot de asta mă bat de anii mei de 17 ani, dar anul ăsta și eu majoră și după aia o să mă simt și mai... No, da, și după aceea o să spui că vrei înapoi cei 18 ani sau 17. Păi se zice că vârsta asta e cea mai frumoasă și așa profit, dar așa puțin mă simt așa un pic că-s micuță când... Așa e de bine să fii micuță, o să vezi când o să fii mai mare. Da. Deci Andreea, încă nu. Andreea Ciupe, ce părere ai? Și eu îmi doream, abia așteptam să fac 18 ani, acum aș vrea să am și eu 17, sincer. Ei, da, dar nu că mie îmi place, știi, dar când ies așa în lume, știi, și 17 ani, nu pot să cred, 17 ani. Așa mă simt eu când primesc 17-18 ani. Deci... Da. Dar se bine, Iulia. Eu sunt exact invers, prea micuță, cred. Și eu mai primesc, ce-i drept... Să ne bucurăm, 20, noi acum ne bucurăm. Când eram mai mică nu mă bucuram că primeam vârsta așa mică.
Da, e bine să arătăm tinere. Uite, dragii mei, suntem tinere, neliniștite, șezătoarea merge înainte, povestea. Noi ne-am adunat așa, ca între, de fapt, între prietene, nu ca între prietene. Cu siguranță. Ne lipsește doar cafeluța. Da, și ne lipsește încă ceva. Ce ne lipsește? Muzica. Cântecul. Muzica. Avem așa cântecul, un fundal. Mișcarea, jocul. Da, avem un fundal muzical frumos, frumos. Mulțumim lui Marcel că este alături de noi și ne ajută și ne sfătuiește și vă și salută. Da. Și acum, dacă tu spui și dacă eu vrei, zic să dăm drumul la muzică, la hore, că nu muzică, hore, nu? Cum, hore cum îi place populare. Și lui Marcel. Hori. Mai, la hori, hori, populare, la hore, da. Așa. O să ne cânte așa. Iulia Bucur zice, inimă cu piatră gre. E grea inima? Ai o piatră grea pe inimă? Nu, a mea. A, nu e a ta? Nu, pentru cei care au inima cu piatra grea. Am înțeles. Dar suflet le cânt să-i alin. Da. Dar vine Carmen Ștețco și zice... Să ține badea fălos. E fălos badea tău? Mai puțin. Lasă, nu fie fălos, că noi trebuie să fim făloase, nu? Exact. Pe urmă, Diana Lavinia Mariș, cum m-a făcut mama la munte, e drept sau nu-i drept? Da, m-a făcut acolo între brazi, la umbra brazilor. De asta ești așa de hotărâtă și da, de... și roșie, am un cântec roșie în obraz, că am crescut în munți de brazi, deci... Da, frumos, frumos. Pe urmă, drumul vieții nu știi nimeni. Dar știi Andreea Ciupe, nu? Știi Andreea Ciupe și ne spune tare frumos că am ascultat cântecul ăsta și ne place tare mult. Sper să nu mă emoționeze iarăși. Și hai să vină și nunta și după noi, nu? Să vină nunta și. Păi să vină, că mai sunt astăzi care merg și la nuntă, dar o să ne vadă în reluare. Da. Păi să vină nunta și după mine, după tine, după cine o vrea, cu Georgiana Lobonț și să ascultăm în continuare Hori Faine. Inima cu piatră grea.
ușele, hai dorule, dor. Ceacheță-i bade fălos, ceacheță-i bade fălos, nu ești gazdă nici frumos, nu ești gazdă nici frumos, ca să dai ca un bordei, hai dorule, dor și dor, pe ce ne gândești că ei, hai dorule, dor. Ba cheță-i mândru, hai dorule, dor și dor, că la tine nu-mi stă gândul, hai dorule, dor. Eu zineam de omenie, hai dorule, dor și dor, hai zâni, ba de la tine, hai dorule, dor. La 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 la
rădăcina în pământ, la 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 la. Drumul vieții nu îl știe nimeni, la la la. Nici ce soartă duci cu tine, la la la. Noaptea noare hodină, la 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 la, perinai de lacrimi plină, la la la. Drumul vieții nu îl știe nimeni, la la la. Nici ce soartă duci cu tine, la la la. La la, dată ce spune lăsa-te, la 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 la, când îți de Dumnezeu date, la la la. Drumul vieții nu îl știe nimeni, la la. Cum te naști unde pășești, la 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 la. Și pe lume cât trăiești, la 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 la.
oameni faini și voie bună, să petrecem împreună alături de Giulia și Amalia numai la Someș TV. Ei, ne-am așezat iarăși un pic, că așa e la bătrânețe, mai obosești. Ai, Doamne, nu lăsa, ce bătrânețe, Amalia? Aici e numai tinerețe. Păi da, voi. Nu, vreau să zic că ne-am mai așezat să mai povestim un pic, să mai aflăm una alta, că poate așa, după un cântec, după un joc, mai reușim să scoatem câte ceva de la invitatele noastre, așa, ca paparații, nu? Dar ce vrei să scoți de la invitatele noastre? Nu știu, ce, nu știm, că noi cam le știm și telespectatorii, știu despre activitatea fetelor, cam le cunosc, pentru că au fost la noi de foarte multe ori invitate și încă o dată le mulțumim pe această cale, dar nu știu... O să-mi vină mie la un moment dat ceva în minte și o să întreb, dar înainte de asta vreau să spun și să le felicit pentru costumele autentice pe care le poartă în această zi. Măi, una și una, uite-te câtă frumusețe, câtă, iarăși mă repet, tinerețe și nu mai zic și de autenticitatea cântecilor. Uite, vedem acum, deja pot să recunosc așa dintr-o mie costumul Georgianei Lobonț. Un costum din zona din care vii tu, nu-i așa? De la Gherla. De la Gherla, cu interferențe de Bistrița, pentru că sunt în apropiere acolo, deci Gherla, deci Bistrița, și pot să port liniștită. Domnul Bodiu a zis, liniștită, fătucă, pot să port costume care au și tente de zona Năsăudului. Cam ce vechime au posturile astea pe care le poți? Zadile astea... Nu știu exact, cam de vreo 50 și ceva de ani, cam așa. Uite, da, și uite ce bine s-au păstrat. Da, și sunt foarte s-au frumos. Păstrat foarte bine, bine că le și păstrez și eu, le-am primit. Aceasta e, am avut o ie care era foarte veche și mi-a fost micuță și a trebuit recondiționată și a trebuit, de fapt, refăcută cu totul. Așa că am mers la o doamnă de la Frata care știe să coase frumos, la Raveca Soporan, și am dus modelul meu și uite, cu modelul acela a făcut ia asta, care este identică cu ia veche, da, care nu mai mi-e bună. Da, iar am convinsă. Da, iar apoi, bineînțeles, că s-a inspirat și a dat la foarte mulți dintre artiști. Și cred că seamănă puțin cu modelul de la tine, așa e? Da. Nu seamănă. Seamănă puțin, uite, avem... Da, oarecum aceleași culori și aceeași structură, da, aceeași model, dar mai mic. Da. Da. Deci, uite, exact așa, din material ca și al Laviniei, cu sătură exact așa de măruntă, era și ea aceea veche, dar a trebuit să o refac pentru că mi-a plăcut foarte mult și ca să nu o pierd și să pot să mai port modelul acela care nu se mai găsea, da, am zis că trebuie să fac o altă ie, o ie, da, nouă care să-mi fie bună. Da, câte... și a ieșit o ie frumoasă. Da, cât de greu vă este fetelor să găsiți costume populare vechi? Mai nou nu este chiar așa de greu, că sunt târgurile populare, ca să nu dau nume să facem reclamă. Da. Și acum noi avem deja experiență în lumea muzicii și cunoaștem mulți oameni din prin sate care știm sigur că vând costume și nu este chiar așa de greu, dar sunt foarte costisitoare. Deci cred că tu ești o norocoasă, pentru că mie mi-este destul de greu să găsesc costume populare. Ce spuneți, Andreea, Iulia? Eu sunt o norocoasă. Și tu ești norocoasă. Da, deoarece am primit foarte multe de la bunica mea, de la Răuciu, da, Mureș. Și mă bucur foarte, foarte mult pe această cale. Și, desigur, de la târguri populare, de la... de un bătrân pe care îl știm că are costume vechi, Georgiana știe că am care fost împreună. Ei, poate. Da, da, vedeți că din ce în ce mai rar găsim, zic eu, asemenea bătrâni care vor să-și dea, pentru că au aflat și ei, mă, sunt lucruri valoroase pe care le pot vinde cu bani mulți străinilor. Da, sau mulți le dau cu bani foarte, foarte mulți, dar... nu este de condamnat, pentru că sunt într-adevăr valoroase, lucruri și... foarte valoroase. Da, și unice. Nu, chiar nu vezi aceeași cătrință la mai multe, la mai persoane, multe persoane. Da. Și ele la fel. Și ele și totul. Diferite toate. Foarte, da, frumoase. Bine, spui, aveam adineauri în prim plan și păstura Andreei Ciupe.
eu așa îi spun, păstură, nu știu, zadie, păstură, catrință. Cred că... Catrință, știți, da. Diferă de la zonă la, de la, zonă la alta. Seamănă, dar nu se dar nu răsare. Seamănă, dar nu răsare, știi? Da. Cămașă frumoasă, din ce zonă este costumul tău? Cătrințele le-am luat și eu tot așa de la un bage care colectează de pe sate și eu am fost oarecum norocoasă că l-am prins și mi-am cumpărat câteva de la dânsu. Cămașa am primit-o de la mătușa mea de majorat. Ei... Acum, da. Acum recent, da. Acum recent. Anul trecut. Luna asta. Da. Luna asta. Și poalele, tot așa, mi le-am cumpărat-o de la Badia Vasile, așa-l cheamă. Badia Vasile, să trăiască să și să-ți să mai, să mai dăruiască. Și eu să mai cumpăr. Da. Pentru că înainte nu aveam de unde și chiar primul meu costum pe care l-am făcut a fost așa, din ăsta, nou. Și sincer, acum pot să-l arunc, pentru că... Da. Nu se păstrează la fel ca și cele pe care, de exemplu, cum e și cămașa la Viniei, are foarte mulți ani și arată foarte bine. Da, mare dreptate ai și eu am câteva cămăși foarte vechi și vedem și cămașa, cămășile voastre, de altfel, chiar că se păstrează foarte bine, nu trebuie să folosești nu știu ce înălbitor și dacă folosești nu se deteriorează. Tu da. De unde ai cămașa la Vinia? Eu am mare noroc cu bunica și mama mea, că ele când văd așa ceva repede îmi cumpără. Eu asta am primit-o tot așa de la o bătrânică. Mami și bunii au ele sursele lor, nu știu, caută pe unde, dar am norocul să găsesc costume frumoase și de multe ori nu le port pentru că mi-e frică să nu le stric, să le așa, dar la sărbătoare, uite cum e astăzi la voi în emisiune, m-am gândit că e frumos să vin cu o cămașă sigur. Veche, autentică. Da. Dar în rest la anunți, la evenimente de astea mai așa, nu le port pentru că mi-e frică să nu le stric sau să... Și totuși ar fi păcat să îi privăm pe cei care sunt la nuntă să vadă aceste frumuseți, chiar dacă ne expunem riscului să se deterioreze puțin. Se pot să spunem, recondiționa. Da, se pot recondiționa. Cred că merită să le purtăm și la nuntă. Da. Merită, dar noi asta chiar n-am purtat-o, că mi-e atât de dragă și mi-e frică să nu văd ceva. Să nu pățească ea, ceva. Sau... Da. Da. Hai să o întrebăm și pe Carmen. Cămașa mea este de la bunica și pot să spun că mă bucur foarte mult pentru că în Lada e dezestre a avut mai multe cămăși, dintre care mi-a dat-o mie asta, dar... Adică e cusută chiar de bunica ta? Da. Ah, și are... pânză de casă făcută cu mâna și pe ea pot să fac floricele foarte mărunte sau femeile de la sate care imit foarte bine cămașa veche. Da. Ei, uite vezi, ce frumoasă ești, ce bine s-a păstrat cât e de albă, de foarte da, frumoasă. Știi ce mă gândeam acum cum povestea că are pânza de casă, doar trebuie cusute floricelele. Eu cred că era bine venit să fi venit așa cu lucru în mână, știi? Și mai o poveste, așa, mai o cusătură, da. Mai o floricică, mai un cântec. Joc. Da. Opinci vedem acolo foarte frumoase. Opincile sunt din piele de oargă. De oargă? Așa e, pune la noi. Am înțeles, da. Frumos. Și Georgiana poartă astăzi opinci. Iată, cum vi s-ar părea să ne plimbăm așa prin oraș în costum popular? Și în opinci. Și în opinci. Cred că mai ales în zona Maramureșului, în da, zi de sărbătoare, femeile, da. Bărbații obișnuiesc să poarte costumul tradiția, popular. Mai ales pe sate, chiar venind odată de la un drum mai lung, am trecut duminică, după ce a ieșit lumea de la biserică și pot să spun că au fost toată lumea în port tradițional. Ce frumos! Și vezi de la cel mai mic de la cel mai, mai mic, mare. Da. Că poartă cu mândrie ar fi, și cu... Ar fi o provocare și aici la Cluj să mergem așa într-o plimbare în costum popular. O paradă a costumului popular. Sunt sigură că am atrage toate privirile. A? Am și avea cu ce. Am și avea cu ce, da. Iarăși cu modestie. Mergem la o cafeluță așa, ca petele. Ei, da, cum ar arăta? Popular. Da. Oricum există o binecunoscută zi a ei populare românești, așa că... În iunie. Da, în 24 iunie. De ce? N-am putea să facem și noi mai mult de atât.
ansamblul Jucăușii din Făget. Voi sunteți așa de cuminți și de tăcuți acolo. Cum vi se pare șezătoarea noastră? Cum vă simțiți aici la Someș TV? Ne simțim foarte bine alături de dumneavoastră și sper să vă încântăm cu jocurile noastre pe care le prezentăm la melodiile cântate de cele mai frumoase domnișoare de mulțumim. Ce ziceți voi? Și aici spun și eu mulțumim. Da. Și sper să și pe viitor să vă încântăm cu aceleași jocuri minunate. Da, foarte frumos vorbește prietenul nostru. Mulțumim din suflet și mulțumim că sunteți așa atenți și la fiecare cântec găsiți repede ritmul și figurația pe care să o faceți în această zi. Asta se vede, calitatea voastră, dragul de joc, se vede că vă place. Mulțumim frumos. Felicitări. Din toată fetele? Inima. Ce zic fetele? Să vă dăm ceva de lucru, așa, de croșetat? De... Da, era bine. Că știți să croșetezi? Treabă. De croșetat nu, dar tot cu modestie vă spun că mașa aceasta este cusută de mine. Ce iată. Da, a, deci voi sunteți frați. Da, suntem frați. Dar de unde ai învățat tu meșteșugul ăsta? Că până la urmă e un meșteșug, să știi, să... Da, de la bunica mea, ea de unde? Cosea. De unde? E de la frata. De la frata. Da. Și apoi mama mea, care este de meserie croitoreasă, și apoi eu, cu drag învăț. Păi trebuie să ținem legătura, să ne facă și nouă câte ceva. Venim și la ansamblu, cu dacă mare trebuie. Drag. Sigur că da, vă așteptăm. Foarte frumos. Deci și fratelui tău i-ai cusut cămașa. Păi se putea să și... vin eu cu cămașa nouă și fratele meu nu. Exact. Și faci și pentru prieteni, coș, pentru cunoștințe. Dacă nu te-ai sunt solicitată, așa? Da, da. Uite, da, din pasiune poți să faci până la urmă și bani, că, na, orice lucru se plătește în ziua de azi. La ce te gândești, Amalia? Mă gândeam așa să le mai rog pe fete să ne cânte. E prea devreme? Nu. Nu? Nu. Ești de acord cu mine? Normal că sunt de acord cu tine. Hai să le punem să ne cânte și să ne încânte. Da, uite așa, Diana Lavinia Mariș, moață, m-a făcut maica. Da, da. Și ți-e drag tare a juca și îți place și a cu cânta? Badea și cu, da, normal. Așa. Țarină. Țarină, deci o să jucăm din nou și o să invităm și pe telespectatori să joace alături de noi, nu? Normal. Sunt sigură că se vor ridica toți telespectatorii care ne urmăresc în zi de duminică să fie alături de noi, să joace, să închine un pahar, să zâmbească și cu sufletul și cu inima și cu tot ce și cum poți să joci altfel decât cu o ceteră dragă, așa cum zice Andreea Ciupe. Cetera asta dragă mie. Apoi și nouă ne dragă cetera, corect? Și dacă tot vorbim de ceteră, să chemăm și ceterașii, nu? Și să mai vină câțiva ceterași. Păi să-i aducă Iulia. Aduce Iulia Bucur. Așa, așa. Da. Pe urmă, zice Carmen Ștețco, vine de la Borșa și îi place tare că e maramureșancă din Borșa, bine zic? Da, mă fălesc cu asta. Păi și ai cu ce? Moroșancă îs din Borșa, da? Și să ridicăm paharul, că e plin, nu? Paharele, unde-s paharele? Să vină paharele, că începem petrecerea. Atâta lucru, domnule, și atâta poveste, trebuie să și gustăm ceva. Să vină Georgiana Lobonț și să ne spună la mulți ani paharul sus. Nu la să ne spună, paharul să ne cânte, dar să ne spună și să ridicăm paharul, nu? Eu cred că este cea mai bună invitație, să zic așa, la mulți ani paharul sus și să nu uităm la mulți ani paharul sus pentru toți cei care sărbătoresc ziua de naștere, că o fi astăzi, că a fost ieri, că e mâine. Noi spunem așa, pe câte o săptămână pentru toți sărbătoriții, la mulți ani și să fie sănătoși. Na, hai, la mulți ani, paharul sus! Bate doba mai
supărat e că-ți rămase nejucate, la 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 la. Să săracu să joace el cu tăsatul, la 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 la. Hai lasă bade numai șe măi, hai cu juca cu cine oi vre. Să uită măicuțăle, la 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 la. Cum ni se mârpolile, la 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 la. Să uită măicuțăle, la 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 la. Cum ni se mârpolile. Fișorii, că da de morșe lui, măi, la 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 la. Hai să mă joace bine horă, da să-mi la ele de noră, uiu și iar iu. Thank you.
biruiesc și e la 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 la. Flore de bujor, zâm ce te rasă nu mor și e la 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 la. Contra lău cu foc, gordunaș cu voi să joc și e la 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 la. Cine vrea să ne cunoască, să zie la casa noastră, să zi...
și hai, hai, și cu orică de prune, hai, lume, hai. Moroșănică s-adună, hai, lume, și hai, hai, să petrec cu voie bună, hai, lume, hai. Să nu-l doară tare în spate, dar la mulți ani paharul sus, să trăiască cine l-a pus, măi. Dar să aibă multă sănătate, să nu-l doară tare în spate. C-o strâns prune pe căldură, să facă horica bună. Păi și-o sta noaptea la cazane, să iasă și nasul tare. De prune și omul cu vorbe bune, dacă ne dă un paharel, e și n-ar sfăcu de el, măi. Păi buni și n-ar sfăcu de prune și omul cu vorbe bune, dacă ne dă un paharel, e și n-ar sfăcu de el, măi. Faină-i viața omului la umbrăța prunului, măi. Când vine căldura mare și să coprunile tare. Jinarsu din prune grasă te ridică de la masă, dar jinarsu din culducuță te-ntoarce iar la sticluță. Păi jinarsu din prune grasă te ridică de la masă, jinarsu din culducuță te-ntoarce iar la sticluță. Numai când îl duci la gură să știi să-l bei cu măsură. Numai cât un păhărel să nu-ți fie rău de el, măi. Șerb la prune și narsul începe să cure. Nu bine ca drumile, că încep căldările, mă. Căldările șerb la prune și narsul începe să cure. Curgând în ciubere noi și narsul-i bun la nevoi, mă. Tățau călări în ocradă, vin oameni cu carele să aducă prunile, mă. Neamul meu îi neam de fală, tățau călări în ocradă, vin oameni cu carele să aducă prunile, mă. Să le baje la căldare, să iasă și narsul tare. Am o haie
la la la. Că așa mi-ai fost lăsată, să nu mai fiu supărată, să nu mai fiu supărată, la la. Și când ești mai năcăjită, rabdă inimă și cântă, rabdă inimă și cântă, la la. Dragostea și când e cu, îți alină sufletul, îți alină sufletul, la la la. Și când ești mai năcăjită, rabdă inimă și cântă, rabdă inimă și cântă, la la. Așa-mi-i rost în lume, că așa-mi-i rost în lume, la la. Și când ești mai năcăjită, rabdă inimă și cântă, rabdă inimă și cântă, la la. Ți-oi da bani, ți-oi da avere, să rămânem tinerele, să rămânem tinerele, la la. Și când ești mai năcăjită, rabdă inimă și cântă, rabdă inimă și cântă, la la. Dragostea și când e cu, îți alină sufletul, îți alină sufletul, la la la. Și când ești mai năcăjită, rabdă inimă și cântă, rabdă inimă și cântă, la la. Oameni faini și voie bună, să petrecem împreună alături de Giulia și Amalia, numai la Someș TV. Rabdă inimă și cântă. Și cântă. Rabdă și telespectatorii. Sau nu rabdă, nu rabdă. Se petrec, se simt bine, beau un pahar, cinstesc, au cecheraș, au joc, au voie bună. Paharul sus, da? Și așa paharul sus. Zicea Georgiana, într-o zi frumoasă de duminică, dragii noștri, cred că și atmosfera la dumneavoastră acasă s-a destins. Noi ne simțim foarte bine, petrecem, râdem, așa, cu jucăm. Lacrimi, uite-te, cu lacrimi râdem. Cu lacrimi râdem, asta e foarte bine. Păi, cum să fie altfel decât așa? La Someș TV e doar cântec, joc și voie bună, la oameni faini și voie bună, da? Și fetele încă tot râd, dar nu înțeleg de ce. Știu ele. La vine atât, da. De ce râzi? Așa, cu tot sufletul. Nu râd, mă simt bine aici alături de voi, nu râd. Da, mulțumim. Nu, sunt foarte fericită că am alături așa persoane minunate și că mă simt așa foarte bine aici la dumneavoastră. Deci nu... Din cauza decorului, nu? Cred că vă simțiți degajate. Da. Îmi place mie să cred, nu știu. Decorul transmite multă energie. Da, păi... Da, probabil că se simte că am pus prea mult suflet eu cu Giulia când am aranjat acest decor și aura, de fapt. Da. Și iată că voi simțiți așa căldura noastră. La fel sperăm că se transmite și dincolo de micul ecran. Cu siguranță. În sufletele telespectatorilor. Trebuie să spun că, uite, chiar dacă această emisiune nu este în direct, noi știm că sunteți alături de noi pentru că avem feedback-ul acela de pe pagina de Facebook.
musai, trebuie să spun, de pagina de Facebook a rămas aceeași, dragii noștri, cum v-am obișnuit, Someș TV, Faine Viața Dimineața, până o să schimbăm titlul. Și trebuie să mulțumim pentru like-uri, pentru comentarii, pentru mesaje, pentru încurajări, pentru tot ceea ce faceți și pentru că sunteți alături de noi. Duminică, începând cu orele 13, în reluare seara de la orele 20 și ne vedem și sâmbăta. Așa că ne petrecem tot weekendul în familie, nu? Alături de oameni dragi, de artiști frumoși, talentați. Dacă o să reluăm matinalul, o să fim în fiecare zi alături de oamenii noștri dragi. Ah, ce bine o să fie. Da. Și o să le invităm din nou pe fete să ne fie alături. Asta dacă n-o să aibă, și sunt convinsă de fapt, că o să aibă foarte mult de cântat pe la anunț, că în weekend-uri... Păi uite că asta vreau să le întrebăm. Ce planuri de viitor? Unde mergeți? Unde cântați? Unde vă petreceți? Păi eu pot să zic că deja am început în forță. Sâmbătă am avut o nuntă și un botez, deci chiar asta le zice una fete că gata, am început cu nunțile, cu chefurile. În loc să te duci la plajă, că e vreme frumoasă. Ei, na, vine vara, o să avem timp în cursul săptămânii, dar acum da. Începem în forță, așa frumos cu nunți, că doar de asta suntem artiste, să cântăm la nunți, să înveselim lumea și să ne facem plăcute. Da. Carmen, te duci la nunți? Da, și eu. Am început deja. Și, bineînțeles, și spectacole, turnee, peste tot. Turnee? Unde? Unde merge în turnee? Și în străinătate? Da, în Belgia următorul va fi. Ah, frumos! În Bruxelles, la un spectacol de români se va organiza. A, păi o să facem de acolo o transmisiune directă. Dacă vreți, dragii noștri, pregătim totul așa ca de la Bruxelles pentru voi. Da, așa cum ne place nouă, nu e mare lucru pentru noi, nu? Exact. Georgiana? Să vă răspund și eu dacă merg la anunț sau nu. Merg, păi... normal că merg la anunț, merg de spune-ne câțiva tot ce buni. Faci. Mă dau de-a dura. Glumesc. Cânt, ce să fac? Cânt și cânt cu drag și cu dragoste și cu multă veselie și cu zâmbetul în permanență pe chip și pe buze și pe față și pe tot. Pentru că mi-e drag să cânt, mi-e drag să merg la nunți, mi-e drag să îi văd pe oameni că vin alături de mine, mai nou, îmi cunosc aproape toate melodiile și le fredonează, le cântă cot la cot cu mine, deci dacă cumva răgușesc, unde așa întind microfonul și cântă. Am ajutoare, da. Este... Acum, pentru mine este o perioadă foarte, foarte bună din cariera mea. Sper să tot urc, să mă înalț. Le mulțumesc tuturor celor care m-au invitat până acum la anunț și le mulțumesc celor care m-au invitat. Am să merg cu drag de fiecare dată și de fiecare dată să fac show-uri așa cum știu doar eu. Ca să mă bravo, rauc uită, eu un pic. Uită, artistă fiecare... care știe să se prezinte, să se recomande, să se... Da, fiecare în stil propriu, vorba aceea, fiecare se face remarcat într-un anumit mod. Da, și dacă tot vorbeam de Facebook, vreau să le transmit prietenilor mei, celor care mă urmăresc, să le transmit numai bine, gânduri bune. Îi salut, le mulțumesc pentru toate like-urile și de ce nu să invit pe cei care, cu care încă nu sunt prietenă pe Facebook să ne împrietenim. Dați acolo un like la pagina oficială și suntem prieteni. Georgiana Lobonț oficial, sau cum ești? Georgiana Lobonț. Georgiana Lobonț. Da, acolo poți să-mi urmărească activitatea mea, piesele pe care le postez, noutățile, pe unde mă mai pot vedea, pe la ce televiziuni, pe la ce emisiuni. Da. Da, mă gândesc că fiecare dintre invitatele noastre are câte o pagină. Hai să-și anunțe fiecare oficială. Invitată pagina de Facebook, așa se cade, da, nu? Da, deci pagina oficială. Carmen? Și a mea este Carmen Ștețco. Carmen Ștețco, da. Lavinia Diana Mariș, mă gândesc. Diana Lavinia Mariș. Ah, mă scuzați, așa, Iulia Bucur. Iulia Bucur. Da, și Andreea Ciupe, da. Este și normal pentru un artist să aibă titlul sau numele său pe pagina, da, pe pagina respectivă. Și dacă tot e microfonul la Iulia, să o întrebăm și pe ea. Iulia, tu ce planuri de viitor ai? Eu doresc din suflet să realizez albumul. De fiecare dată când vin la voi în emisiune spun același lucru, dar încă muncesc. Asta cu e important. Și, da. Și sper la fiecare emisiune să vin cu ceva nou până voi realiza acest album și să lansez, desigur, la voi în emisiune.
alături de colegele mele frumoase. A, mulțumim, ce frumos, mulțumim, ce frumos. De compliment. Deci vezi că e o promisiune făcută, trebuie da, să ține da, ea. Da, Iulia, vezi. Nu, nu. Să nu uitați voi. Da, foarte bine. Deci pe tine te găsesc doritorii, simpatizanții, telespectatorii, oamenii faini, oamenii dragi, pe Facebook la Iulia Bucur. La Iulia Bucur și invit să-mi dea și mie like, să ne împrietenim. Like. Chiar acum recent, stai că să-ți povestesc eu o întâmplare amuzantă cu admiratorul de la Zalău, da, pe care dacă ne urmărește, îl salutăm cu mare drag și respect. Ne-a spus și noi, Iulia și da, Andreea. Da, deci va povesti numește, și al tău, da? Admiratorul de la Zalău. Nu mai știu cum era pe Facebook, dar oricum nu, aveam... Da. Secret. Aveam un admirator tare drăguț care scria la cel puțin 3 persoane de aici același lucru, că își dorește să facă poze dar cu nu are noi telefon. La spectacolul de la sală. Nu cred! Nu are telefon și spunea în felul următor, te rog să-mi dai o cerere de prietenie, adică trimite-mi o cerere de prietenie ca să poți să-ți accept și să-mi faci niște poze și să mi le trimiți, da? Că ți le plătesc! Că ți le plătesc! A, și dacă vrei să mă vezi la meciul de handball, te poți uita. Șterg podeaua. Da. Da. Un tânăr, cred că era tânăr foarte amuzant, da. Care da, chiar vouă vi s-a întâmplat așa, ați avut momente din astea, faze din bine, astea. Bine, admirator, stai că sunt convinsă că au. Da, dar așa ieșiți din comun sau care v-au avem, bine avem, dispus. Care insistă foarte mult. Dar trecem peste. Și ce vor? Să vă ia în căsătorie? Sau? Până unde merge așa insistența? Merge, dar știm noi să spunem stop. Absolut, sigur. Mai eu nu am spus stop și m-am căsătorit. Deci tot așa, de pe Facebook? De pe alt program de socializare. Ia uite, foarte interesant, vezi? Wow, de când nu mai... High five! Deci de mult nu mai e... Hai! Ah, frumos, deci acolo l-ai cunoscut. Da, deci eram vecini. Da. Ah, erați vecini, dar vorbeați pe... Ne-am întâlnit pe internet. Tu îți dai seama ce fac rețelele astea de socializare? Băi, uneori fac bine. Fără ele? Uneori fac bine, alteori nu chiar, știi? Da, hai să o întrebăm și pe Andreea. Andreea, tu ce planuri de viitor ai dacă mergi la nunți, la botez? Sunt cam în aceeași oală cu Iulia, pot să spun. Adică pregătești ceva? Adică, pregătesc, și adică... Pregătesc, adică tot pregătesc. Pe aceeași băncuță, da? Nunta? Nu albumul. Și apoi nunta. M-am speriat. Dar de ce să te sperii? Tu știi ce bine e căsătorită? Întreabă pe Iulia. Nu cred că nu e bine, dar... Uite, e toată un zâmbet. Încă sunt... Abia am făcut 18 ani după m-am spus. Și care e problema? Bunica mea s-a murit la 16 ani, adică... Altă vreme, altă lume. Nu, pregătesc și eu album. Adică tot pregătesc, nu știu când va fi gata. Dar mai am noutăți față de ceea ce am prezentat astăzi. Sper ca data viitoare să vin cu ceva... Nu știu, la fel de frumos sau mai frumos dacă se poate. Și ce pot să spun? Decât că îmi pun acolo tot sufletul meu și sper să se simtă asta și să fie, nu știu, apreciat de cei care mă ascultă. Că până la urmă nu cântăm doar pentru noi, cântăm pentru cei care ne ascultă și știm că are cel mai mare juriu, publicul. Da, deci exact. Ăsta e cel mai mare pas pe care vreau să-l fac. Da, Doamne ajută. Te asigurăm că reușești să transmiți tot ce ai în suflet când cânți. De fapt, toate invitatele noastre sunt atât de drăguțe și așa de calde în voce, atât de talentate. Ați văzut, dragii noștri, cât de frumos se poate povesti cu niște fete, femei frumoase, da? Și tu, draga Amalia, că dacă eu tu ne-ai cântat și tu, ce plan da, de viitor ai? Da, eu v-am făcut o ai? Surpriză. Păi am un plan măreț. Eu mi-am făcut album, m-am măritat. Așa. Deci ghiciți voi ce urmează. Gemeni. Facem, da, un nepoțel. Păi cum să fac nepoțel? Fac prima dată copil. pentru voi. Da. Mai nu știu, planuri de viitor sunt... chiar trebuie să spun? Da. Uite, un plan recent care va veni acum așa ca și o mare surpriză este un cântec, un alt stil, un alt videoclip care îl veți urmări. Uite, foarte curând. Să le dau un indiciu? Așa, o floare, o ceva? O floare, două. Mai multe flori. De ceva cu flori, cu și despre flori, dar asta da, o să nu vedeți la momentul nimic, potrivit. Eu chiar vreau să fie o surpriză, așa cum da. Te-ai plănuit tu. Da.
Hai să fie surprize. Din păcate, va trebui să ne cam luăm la revedere, dragii noștri, pentru că ne apropiem de final. Așa cum v-ați obișnuit și din emisiunea trecută, la finalul emisiunii veți putea urmări videoclipuri ale invitatelor noastre de astăzi. Și spunem așa, Carmen Ștețco, eu atâtea doruri am. Un videoclip realizat unde? Este un videoclip realizat la Borșa, pe munte sus. Pe munte. Da. Suntem foarte curioase să-l urmărim. O să vedem de asemenea un videoclip cu Andreea Ciupe, Ce terasă, dragă mi. Sau așa. Eu zic să vedem alt videoclip. Să vedem ce alege Marcel, da? Da, da, da. O vedem și pe Diana Lavinia Mariș cu Dragă mi primăvara, un videoclip frumos. Un videoclip pe care l-am tot promovat și la matinalul pe care l-am realizat. Da, mulțumesc mult, am observat. Vă mulțumesc din suflet. Și să-l vedem și pe Badea Iuliei, care e tare fălos, nu? Știi că cel mai folos. No, să ascultați în cântec ce folos e. Da, abia așteptăm. Știi că de fiecare dată când se spunea că cineva dorește un cântec cu Iulia Bucur, spuneam, Badea meu, e un folos. Știu că ți-e tare dragă. Mie îmi place tare mult, da, cântecul. Așa și Georgiana și Lobons, videoclipul ăla cu mulți nuntași, cu petrecere. Cu mama, cu tatăl tău. Da. Foarte frumos. Da, cu părinții mei, ca să am ales acel videoclip, am ales să fac acel videoclip, ca să transmit mai bine publicului tot ceea ce simt eu de fapt cu adevărat. Să simtă și ei emoția pe care o trăiam în acel moment și pe care o trăiesc de fiecare dată când cânt. Videoclipul a fost realizat la Muzeul Satului, aici la Cluj-Napoca. Îi mulțumesc pe această cale domnului director și ce să zic, abia aștept să îl urmărească și telespectatorii și să le placă. Și dacă tot e microfonul la tine, că vreau să rog pe fiecare în parte să transmită gândurile bune pentru cei dragi care ne urmăresc. Așa se obișnuiește la noi aici, o să mergem. E o tradiție. Așa e frumos. Da, să încheiem frumos. Da, în primul rând vă mulțumesc vouă, dragile mele, Giulia și Amalia, pentru că ne-ați invitat. Este o mare plăcere de fiecare dată să fiu alături de voi. Mulțumesc colegilor mele, pentru că mi-e stare dragi și abia am așteptat să ne întâlnim. Și vreau să le mulțumesc telespectatorilor care ne privesc, să le transmit gânduri bune și numai bine. Așa mulțumim și noi. Vreau să vă mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur că am avut ocazia să mă întâlnesc cu voi și cu colegele mele. Și vreau să transmit tuturor telespectatorilor să aibă multă sănătate și să-și facă viața frumoasă prin cântec. Ei, mulțumim. Că bine zici, să exact. Vă faceți viața frumoasă prin cântec, o recomandare care trebuie să o ținem și noi minte. Da. Noi toate, mă refer. Sigur. Da. Lavinia? Mulțumesc și eu mult de invitație, vreau să mai spun încă o dată că aici la voi mă simt ca la mine acasă, mai ales că am așa colegi drăguți alături de mine. Telespectatorilor multă sănătate și numai bine și să ne vedem cu bine iarăși la voi. Ei, cât de repede o să vă așteptăm alături de noi, că ne place cu voi. Și noi. Și eu doresc să închei prin a vă mulțumi pentru această frumoasă emisiune. M-am simțit foarte, foarte bine alături de voi și alături de colegele mele talentate. Și doresc să le urez tuturor telespectatorilor multă sănătate, fericire și le mulțumesc din suflet că au fost alături de noi până la această oră. Da, Andreea Ciupe. Mulțumesc și eu pentru invitație, vreau să spun că m-am simțit tare bine și nu-mi dau seama când a trecut așa de repede, 2 ore, chiar foarte repede au trecut. Sper să ne vedem curând cu noutăți, mai ales. Te așteptăm cu mare drag. Din partea fiecăruia și de la tine așteptăm noutățile, surpriza și da. Încă mai știm planul o să vedeți. Cel mai mare. Și mulțumim telespectatorilor că au fost alături de noi și să ne vedem cu bine. Doamne ajută! Așa da, să ne fie. Ajută. Să ne vedem cât de repede. Știi ce mi-a plăcut mie tare mult? Ce? Că fetele și-au făcut multe complimente între ele, se vede că se iubesc și mie îmi place tare mult atunci când văd că nu există invidie între tinerii care cântă. Deci tânăra generație chiar se înțelege foarte bine, chiar comunică, petreceți, vă întâlniți și petreceți împreună.
Asta e foarte bine, foarte important. Îmi pare rău că n-am reușit să atingem subiectul ăsta despre cum se distrează tinerii. Păi o lăsăm. Păi de ce crezi că nu atingem toate subiectele? Da. Să le avem cât mai des invitate. Da, felicitări pentru felul în care vă înțelegeți. Mi-ar place să ies și eu la o șuetă cu voi. Să... Te așteptăm. Da, și Giulia cred că da, și mie mi-ar plăcea, cu siguranță. Da. Mulțumim încă o dată, dragile noastre, și mulțumim din suflet membrilor, de fapt o parte din ansamblul Jucăușii din Făget. Ați jucat tare frumos și sper ca la o ediție următoare să veniți să ne prezentați un dans pus așa în scenă de coordonatorul Aurel Lucaciu. Ce spuneți? O să fiți alături de noi? Cu siguranță, abia așteptăm să fim alături de noastră, să dansăm și să arătăm tuturor portul nostru, că, din păcate, tineretul nu este orientat și cu această ocazie o să-i chemăm pe toți tinerii, părinții, să învățați copiii să danseze, să aveți ceva nou, ceva drăguț, ceva frumos, portul nostru tradițional. Iată, o gândire foarte frumoasă, o gândire tânără, dar matură. Și felicitări pentru felul în care, mulțumim, încă o dată vă faceți jocul. Și duceți mai departe tradiția, jocul, cântecul, unii meșteșugul. Da. Dragii noștri, chiar trebuie să spunem la revedere, pentru că, iată, timpul, cum zicea Andreea, tace și trece. Ce frumos, se termină repede, dar promitem că o să fim aici din nou și săptămâna viitoare. Ei, abia aștept. O să fim tot aici. Abia aștept. Și atât de bine m-am simțit și eu azi. Am jucat, am cântat, am râs cu lacrimi. Deci am râs cu lacrimi alături de fetele astea faine. Da. Vă pupăm cu mare drag și vă lăsăm în compania muzicii populare. La revedere!
ce terasă, dragă mie. Cu ea, cu ea mă veseli. La inimă-i salinare, domn foc de supărare. La inimă-i salinare, domn foc de supărare. Hai din rele, hai din rele să te scol. Nu mișa de cu amărăla, să mă faci să n-am chihneală. Nu mișa de cu amărăla, să mă faci să n-am chihneală. Că eu-ți fac inima larg, măi, hai unde să vine și drag. Dar la joc, dar la joc uită de ele. Și-și place inima bună când ar cum să ui păstrună. Și-și place inima bună când ar cum să ui păstrună. La muci supărat, ei numai ce dirai de leac, mă! Până lume, până lume s-a gătat. La o lăltă să horim, de rele să nu mai știm. La o lăltă să horim, de rele să nu mai știm. Hai la o lăltă să horim, de rele să nu mai știm. Hai și cu ombra sora mea mai mare, la 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 la.
la. Grădina cu flori, ela, ela, la, la, ela, la, ela. Casa cu două surori, ela, ela, la, la, ela, la, la. Fainei pajișa cu iarbă, ela, ela, la, la, ela, la, ela. Neamul meu amin e treabă, ela, ela, la, la, ela, la, la. Badea meu e un falos, umblă ziua sus și jos, la 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 la. Tătă ziua bate satul dintr-un capăt până în altul, la 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 la. Hai da bade la lucru, nu mai bate tă drumul, că se ridică colbu, măi, badea meu. Hai da bade la lucru, nu mai bate tă drumul, că se ridică colbu, măi, badea meu. La nimica nu ești bun, mă, păi numai la umblat pe drum. Badea meu lăută roză, crede tare frumos, mă, la 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 la. Badea dieteță e așa, nu mai prins tu gura mea, mă, la 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 la. Fecior fain mai îs în sat, care-s bun și l-a lucrat, m-ajută la sășerat, măi, badea meu. Fecior fain mai îs în sat, care-s bun și l-a lucrat, m-ajută la sășerat, măi, badea meu. Numai gura e de tine, dar nu mă poți minți pe mine. Tătu-mblă o vorbă în sată, tu ești de însurat, mă, la 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 la. Oare cine te-a luat să străcă și casa, mă, la 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 la. Ai o colunie îngrădit și de iarbă nu-i cosit, și-apoi cum să mă mărit, măi, badea meu. Ai o colunie îngrădit și de iarbă nu-i cosit, și-apoi cum să mă mărit, mă. Păi de m-o-i mărita cu tine, dar s-a urnit casa pe mine. Du-te, bade, fă ceva, o să știi și fă-ți casa, mă, la 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 la. Păi vine și milua, iar mama nu m-a dat, mă, la 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 la. Dacă nu te știi purta, eu pe tine te-oi lăsa, și vede cine te-a luat, măi, badea meu. Una să și e ca tine, din gură să zică bine, dar la lucru vai de mine. Lumele nu pămireasă, vine, vino.
muri multe și nuntaș, mirele și cu nănaș, mă. Neamuri multe și nuntaș, mirele și cu nănaș, mă. Povedește. Cine lume nu iubește, de ce să mai spovedește? Ăla nu păcătuiește și nici viața n-o trăiește. Ăla nu păcătuiește și nici viața n-o trăiește. Să iubim până putem, că numai viața avem. Dacă am iubit, de 8 ori m-am spovedit. Da, eu dacă am iubit, de 8 ori m-am spovedit. Și tot nu m-am lecuit, când pe badea l-am găsit. Și tot nu m-am lecuit, când pe badea l-am găsit. Iubește, bade, iubește, că vremea prea iute trece. Și jurământ să nu iubesc așa mult. Am făcut și jurământ să nu iubesc așa mult. Dar inima iar mă-ndeamnă să mă iubesc până la toamnă. Dar inima iar mă-ndeamnă să mă iubesc până la toamnă. Până la toamna care vine și-nc-o viață tot cu tine.
să iubești nu îi păcat, de la Dumnezeu îi dat. Să iubești nu îi păcat, de la Dumnezeu îi dat. Dragostea dacă e curată, nu se stânge viața toată. Dragostea dacă e curată, nu se stânge viața toată. Dragoste și bucurie la tot omul bun să știe, să vă deie Dumnezeu, să iubiți cum iubesc eu, mă! Oameni faini și voie bună, să petrecem împreună alături de Giulia și Amalia numai la Someș TV.